Următoarea concurentă se numește Elena Chirvase. Este elevă la Colegiul Național de Artă Octav Băncilă din Iași, secția muzică și a Școlii Particulare de Muzică Soul Music Art din Bârlad, avându-l ca și coordonator pe domnul profesor director Dragoș Gheorghiu. Deși încă elevă, a obținut premiul Centrului de Creație al Festivalului Internațional de Muzică Ușoare George Grigoriu Brăila și locul întâi la Festivalul Național de Muzică Trofeul Tinereții Amara. Anul acesta a participat la preselecțiile Eurovision România. Ne va interpreta melodia Wild Dances. Bună seara, dragii mei! Bine v-am găsit! Vă iubesc, o seară plăcută în continuare!